Accident de proporții pe o șosea din Rusia. 15 persoane au murit după ce un autobuz și două camioane s-au ciocnit violent. Unul dintre camioane a intrat pe contrasens și a lovit autobuzul, care a lovit mai apoi din spate cel de-al doilea camion. Toate cele 15 victime erau cetățeni kazahi. Tragedia s-a petrecut pe un drum din regiunea rusă Ulianovsk. Potrivit unor martori citați de agențiile ruse, un camion a ieșit de pe banda pe care circula și a intrat în coliziune cu un autobuz care circula din sens opus, în apropierea satului Nicolaevka. În momentul accidentului, autobuzul a fost lovit din spate de alt camion. Mijlocul de transport în comun a fost aproape în întregime aplatizat de cele două camioane. Din nefericire, accidentul s-a soldat cu 15 morți. Toate cele 15 victime decedate în urma impactului erau cetățeni kazahi. Alte 3 persoane, 2 bărbați și o femeie, au fost spitalizați în stare gravă. Încălcări ale regulilor de siguranță rutieră sunt frecvente în Rusia, unde în ultimii ani au avut loc mai multe accidente de autobuz sângeroase. În ianuarie, 5 persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite într-un accident de autobuz în regiunea Ryazan, la aproximativ 270 de kilometri sud de Moscova. În decembrie 2019, un autobuz, la bordul căruia se aflau aproximativ 40 de pasageri, a căzut într-un râu înghețat în regiunea Zabaikalsk, în Siberia, și s-a soldat cu 19 morți și 21 de răniți.